Am primit un calculator care butează, dar nu intră în Windows. Îi rămâne ecranul negru și stă așa până îl închizi. Hai să vedem cum se repară. De obicei, când se întâmplă treaba asta, s-ar putea să fie unitatea de stocare defectă. În cazul nostru, hard disk-ul. Așa că oprim PC-ul, deconectăm cablul SATA și cel de alimentare din hard disk-ul vechi și de test voi pune un hard disk pe care l-am la îndemână și vedem dacă funcționează. Hardul e gol, așa că voi pune un stick cu Windows 10. Am pornit și calculatorul și după cum se vede, funcționează fără probleme. Eu pot să instalez Windows-ul pe hard disk-ul ăsta și am rezolvat problema, dar am vorbit cu proprietarul și facem upgrade cu un SSD de tip M2. Din păcate, hard disk-ul din calculator este cam mort și în partea a doua facem și o mentenanță, că ați văzut și voi ce e înăuntru.